numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, căci El scoate din las picioarele mele. Întoarce-te spre mine și arată-ți îndurarea, căci sunt singur și nefericit. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ne continuăm drumul nostru de credință, de creștere în credință, prin postul mare. Ne continuăm drumul de cunoaștere a lui Iisus. Ne continuăm drumul de cunoașterea noastră, pentru ca să știm cine suntem, ce vrem și unde am vrea să ajungem. Liturghia ne ajută în acest sens, oglindindu-ne sufletele în cuvântul Domnului, reflectând din ele un sel, o dorință, un ideal. Idealul de a fi cât mai aproape de Hristos. Azi e și 8 martie, de aceea dumneavoastră, stimate doamne și domnișoare, prezente în biserică, ne unim în rugăciune pentru ca Dumnezeu să vă întărească, să vă susțină și mai mult să vă îmbogățească în trăirea dumneavoastră specific creștină, specific feminină, specific mai ales prin două lucruri, prin sensibilitate și prin milă. Tocmai de aceea aș vrea ca ziua de azi să fie și din partea noastră o rugăciune pentru dumneavoastră. Ne recunoaștem păcatele noastre, greșelile noastre și cerem din toată inima lui Dumnezeu să ne ierte. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care ești izvorul la toată bunătatea și îndurarea, Tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea și pomana vindecă rănile pricinuite de păcate. Privește cu bunăvoință spre noi, cei care apăsați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu cu îndurarea Ta, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești soția aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este aproapelui tău. Cuvântul Domnului. Tu, Doamne, ai cuvintele vieții veșnice. Legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată, îl face înțelept pe cel neștiutor. Rânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. Teama de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de dorit decât aurul și decât mult aur curat, mai dulci decât mierea și decât fagurele proaspăt. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Cuvântul Domnului.
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Domnul să fie cu voi! Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Paștele iudeilor era aproape, iar Iisus a urcat la Ierusalim și a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi și de porumbei și pe schimbătorii de bani șezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toți din templu, la fel ca și oile și boii. A împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și a răsturnat mesele, iar celor care vindeau porumbei le-a zis: luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris: zelul pentru casa ta mă mistuie. Așadar, l-au întrebat iudeii și i-au zis: ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus le-a răspuns: dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Așadar, i-au zis iudeii: acest templu a fost construit în 46 de ani și tu îl ridici în 3 zile? Însă el vorbea despre templul trupului său. Deci, când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus aceasta și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Iisus. Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele Lui. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că El îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că El cunoștea ce era în om. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus Hristos! Nu știu ce vă spune dumneavoastră cuvântul simplu, templu. Da? Cu siguranță o să spuneți, da, e ceva sfânt, e ceva care aparține istoriei, e ceva solemn. Da, e adevărat, se spune că n-a existat pe lume cetate fără templu. Multe lucruri lipsesc sau lipseau în vechime într-un oraș, dar templul era prezent totdeauna. Când spun templu, sigur eu mă refer la un loc sfânt, prin excelență, un loc al lui Dumnezeu, dar mai bine zis, un loc unde omul se întâlnește mai concret cu Dumnezeu. Există timpuri sfinte, zile sfinte, nu? Există persoane sfinte, declarate chiar, și există locuri sfinte. Ei bine, unul din acestea este templul. Pentru noi, templul de azi este biserica. E interesant în limba maghiară că pentru cuvântul biserică se folosește cuvântul templum. E frumos păstrat această reminiscență lingvistică. Sigur că poate v-ați mirat, Iisus la templu, templul din Ierusalim, desigur, care este unicat și este central, l-ați văzut într-o situație mai puțin așteptată, mai puțin cunoscută de noi, aceea a omului mai dur, dar nu știu dacă mai dur, ci mai corect, cred eu că ar trebui spus. Îl vedem la sărbătoare, e important, la sărbătoarea Paștelui și vine la Ierusalim. Era obligatoriu, orice evreu venea la templu din Ierusalim în pelerinaj. De ce se supără Iisus aici?
Până la un punct o să vedeți că totul era normal. Când spun templu, eu mă refer la un centru religios, cultural, social și politic. Templul din Ierusalim răspundea la toate aceste așteptări. Era centrul religios al evreilor, era un centru social unde mulți primeau educație, chiar și copiii. Vă amintiți că Maria a fost dusă de copil mic la templu, la formare. Era politic pentru că aici era de fapt centrul lor și se confunda de multe ori religiosul cu politicul. Și de ce nu, era și un centru care îi reprezenta pe toți. Era centrul centrului de rugăciune. Dar când spun templu, merg mai departe și mă refer că era un complex imens. Se spune că nu exista pe timpul lui Iisus o clădire în tot Orientul mai frumoasă și mai mare decât templul din Ierusalim. Adevărul era că îl și avantaja poziția, pus pe o înălțime, se vede ultra solemn. Văzut de pe muntele Măslinilor, era chiar o adevărată capodoperă și o adevărată bijuterie arhitectonică. Era deja cel de-al treilea templu, care tot a fost refăcut, mărit și refăcut și așa mai departe. Era primul templu lui Solomon, al doilea era al lui Neemia și Ezra când au venit din Babilon și acesta era cel aurit, cel reînnoit de Irod cel Mare. Ei bine, și aici trebuie să facem alte împărțiri. Centrul centrului, cămăruța numărul 1, Sfânta Sfintelor, era în centru și acolo se păstra Arca Alianței și acolo intra doar preotul o singură dată pe an. Urma apoi camera de rugăciune a preoților, unde intrau preoții pentru tămâiere. Vă amintiți că, sau numai preoții, vă amintiți că Zaharia a intrat la tămâiere în timp ce lumea l-aștepta afară. Mai era după aceea locul de rugăciune propriu-zis, unde mulți evrei, mai ales, sigur, bărbați mă refer, intrau aici pentru rugăciune. A patra distribuție era un loc unde aveau voie să intre numai evreii și mai ales pentru lucruri religioase. A cincea era curtea neamurilor și aici intrau absolut toți, și străinii, și neevrei aveau voie să vină, să facă târg, să facă comerț. De ce? Era și firesc să fie, nu? Dacă vine un străin, n-are bani, schimbă banii, nu? Asta e până azi. Dacă vine cu animale, are nevoie pentru jertfă și orice evreu trebuia să cumpere de undeva de la poarta templului porumbei, animale pentru jertfă. Unde a fost greșeala? Și de ce s-a născut acest episod din Evanghelia de azi? Evreii, ca să fie și mai aproape, să vândă și mai bine, vânzătorii aceștia au depășit pragul. N-au rămas în locul de piață, n-au rămas în locul de comerț, au intrat unde era locul de rugăciune. Aceasta era profanare. Locul de rugăciune, rugăciune, piață-i piață. Nu s-a respectat acest lucru. Și pentru asta Iisus Hristos vine cu autoritatea sa, poate mai puțin întâlnită, mai puțin obișnuită pentru noi, în care pur și simplu El nu are nimic cu vânzătorii de fapt. Are de-a face cu faptul că s-a profanat locul sacru. Și am ajuns la definiția de la care am pornit de fapt. Templul este un loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Și această întâlnire a omului cu Dumnezeu nu are voie să fie afectată, să fie deranjată de lucruri pur comerciale. Și aveți dreptate acum, nu? Hai să facem o comparație. Dacă aici în fața noastră, aici în mijlocul bisericii, vine cineva să începe să schimbe bani și noi l-am scoate afară, cred, nu? Și așa ar fi normal și firesc. Și n-ar spune nimeni că suntem duri, că suntem răi și așa mai departe. De ce? Iisus Hristos, și asta aș vrea să înțelegeți dumneavoastră, vrea o purificare a templului. O să mă întrebați, dar ce cu templul azi? Se poate vedea? Nu se mai poate vedea, pentru că templul din Ierusalim, din păcate, a fost distrus în totalmente. În anul 70, după Iisus Hristos, deja Iisus prevestise ceva. Dacă vă amintiți, la un moment dat spune El: Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te adun așa cum o cloșcă și adună pui, dar n-ai vrut.
Vor veni zile în care nu va rămâne în tine piatră peste piatră. Iată că este un fel de, nu-mi place cuvântul, dar vi-l spun, răzbunarea istoriei. Pentru că Iisus Hristos, templul cel adevărat, nu a fost acceptat, templul cel vechi care și-a încheiat misiunea odată cu Hristos, iată că va fi distrus. Și chiar a fost distrus în anul 70, când a venit Titus, împăratul Romei, a distrus absolut totul. Se spune că în locul templului, vă rog, rețineți expresia, s-a arat. De aceea, acum în locul templului sunt două moschei. Da. Fapt este că, să revenim la Evanghelia noastră de astăzi, Iisus Hristos dorește o reînnoire. Mai întâi toate vrea ordine, ordine spirituală. Să vă mai spun că în timpul său, la templu, din păcate, erau foarte afectate probleme de credință. Erau multe ritualuri, o grămadă, jertfe, ritualuri, calendare, numiri de preoți și așa mai departe. Dar lipsea esența, lipsea spiritualitatea. Da, e adevărat, pentru că în perioada lui Iisus și puțin mai înainte, templul avusese niște influențe grecești. Și aceștia, când au venit greci, au schimbat și calendare, au pus oameni de-ai lor acolo, în fine, a fost o tragedie. Ori Iisus Hristos revin și spun, vrea să facă ordine. Vrea să-L aducă pe Dumnezeu înapoi acolo. Un Dumnezeu al rugăciunii, un Dumnezeu al adorației, un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu al inimii, un Dumnezeu iubire. Asta vrea Iisus să facă, de fapt. Poate, sigur, nu ne-a plăcut faptul luat un bici, poate, că a răsturnat mesele schimbătorilor, dar pentru Dumnezeu, spune el, mă mistuie zelul casei tale. A mistui, în limba română, înseamnă a arde de tot, nu? S-a mistuit totul, a ars totul. Mă arde, dacă vreți să traduc mai pe înțeles, mă arde zelul acesta, dorința pentru casa lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, într-adevăr, templul nu mai există, dar Hristos există. Templul s-a terminat, dar Iisus Hristos, ați văzut că schimbă accentul la un moment dat. Spune că templul este și trupul său, care va fi refăcut în 3 zile. Oamenii vor distruge trupul său, îl vor ucide, îl vor răstigni, dar el îl va reface în 3 zile. Sfântul Paul, pe de altă parte, are și el o expresie tot așa de frumoasă, pe care vă propun azi. El vorbește despre creștinul botezat, că este templu al Duhului Sfânt. Excepțional de frumoasă imaginea. Acolo unde în omul botezat locuiește Dumnezeu. E Duhul Sfânt acolo. Și întreabă el mai departe, ce ați făcut cu aceste temple? E o întrebare care vă pun și eu astăzi. Noi am primit de la Dumnezeu un trup. În paranteză fie spus, foarte mult timp înainte, mulți preoți și cei de-ai noștri, sigur, dar în general a fost așa o spiritualitate a sufletului. Omul are suflet nemuritor. Trupul este un fel de frate măgar. Însă, Papa Ioan Paul al II-lea vine foarte frumos cu teologia trupului. Adică, trupul nu e de neglijat. E opera lui Dumnezeu. E așa de frumos. E capodopera creației. Ce fac oamenii cu el? Oh, multe lucruri rele, nu? Sigur, de la a-l disprețui, de la a-l ucide, de, eu știu, a-l nenoroci pe celălalt. Uitați-vă și dumneavoastră câte războaie sunt și trupul omului nu mai are valoare. E importantă o idee, un oraș, petrolul și alte lucruri. Nu e mai important omul acela care moare. Trupul omului acela parcă nu are nicio valoare. Cum spunea cineva, soldații sunt făcuți să fie pentru a muri. Nu e adevărat, au și ei un trup. Și de aceea spun, trupul omului este o minune. De aceea întreb și vă întreb și mă întreb, de câte ori am neglijat noi trupul unui om necăjit, al unui vecin de al nostru? De câte ori l-am lovit, poate, nu? E trup. E sfânt. E templul lui Dumnezeu. Excepțional de frumos. De aceea în fața Evangheliei de azi ne întrebăm și noi, ce am făcut cu aceste temple ale lui Dumnezeu? Copiii noștri sunt temple ale Duhului Sfânt, ce facem cu ei?
Bătrânii noștri și Papa Francisc aduce în aceste zile o temă foarte frumoasă. Bătrânii nu sunt o cantitate neglijabilă. Bătrânii sunt o comoară a pământului. Un trup al unui bătrân este tot o minune. Un trup al unui pensionar care abia mai mișcă este o minune a lui Dumnezeu. Papa Francisc are o sensibilitate extraordinară pentru persoanele în vârstă, pe care de multe ori, poate noi într-o societate utilitaristă ne întrebăm, la ce mă ajută? Dacă moare sau tot trăiește, tot acolo, nu? Ori iată că, privind prin prisma aceasta a templului lui Dumnezeu, trupul omului este o adevărată valoare, fie el și la 140 de ani, fie el și la 58 de ani, la orice vârstă. Pe de altă parte, sigur, mă întreb și la cele temple care ar fi putut să existe pe pământ și nu există. Am tăiat din rădăcină, poate, apariția unui nou templu pe pământ, a unui copil care nu s-a născut și așa mai departe. Iată de ce astăzi Iisus Hristos ne pune în față două aspecte. Întâlnirea noastră cu Dumnezeu în templul de piatră și întâlnirea lui Dumnezeu cu noi înșine în templul care suntem noi înșine. Și încă puțin, aș vrea să spun că există, într-o ultimă parte, a spune că există o tendință de a distruge ambele temple, fie cel de piatră, fie cel uman. Și am găsit niște statistici care m-au îngrijorat. În luna februarie, deci rețineți, și câte zile țin din martie până acum? 8. 28 de zile plus 8, în 36 de zile, numai, n-am luat de începutul anului, în Franța au fost profanate 22 de altare, biserici sau tabernacole. Există o tendință diabolică de a profana. În India, 3. Și în Spania, Germania, Croația și Mexic, câte una. Da, există această problemă grea. Văd că la noi să spunem, Doamne, mulțumim lui Dumnezeu că nu ne confruntăm încă cu asemenea lucruri, dar există la nivel de biserică internațională catolică această problemă foarte grea a profanării. Pe de altă parte, sigur, eu aș vrea să fim totdeauna recunoscători și a celora care au știut să aducă pe fața pământului temple, de oricare, fie biserici, fie trupuri omenești. Oricine aduce pe fața pământului un templu, este un ctitor. Părinții sunt ctitorii templului copilului lor. Oamenii care de multe ori, cu mâna lor și cu jertfa lor și cu sângele lor, au contribuit să apară temple pe pământ, sunt adevărați ctitori. Adesea trecem pe lângă biserici și cred că nu avem din fericire. Mi se pare că înainte era un singur oraș în România fără nicio biserică, se chema orașul Victoria, era un oraș nou, dar de atunci a apărut și acolo. Cred că nu există orașe fără biserici, e bine, cetăți fără temple. Și totuși o vedem și mergem mai departe. De multe ori mergem în vizită, vizităm chiar capodopere și mergem mai departe. E semn că biserica aceea nu ne aparține. Nu am contribuit nici noi, nici părinții noștri la construcția acestei clădiri. Dar pe de altă parte, noi toți cred că ne iubim biserica din sat, nu? Toți. Pentru că acolo ne-am format, acolo am crescut, acolo am învățat, cu ea ne-am obișnuit și așa mai departe. E parcă cea mai frumoasă clădire din sat. Da, aparține biserica tuturor, e centru de întâlnire, iar între zidurile oricărei biserici se află sângele și sudoarea tuturor sătenilor, tuturor părinților noștri, a strămoșilor noștri. De aceea biserica, templul, este și carte de istorie a fiecărei comunități. E carte de istorie a satului nostru. E locul în care toți oamenii vin cu plăcere și creează cele mai frumoase momente de comuniune. De aceea să ne bucurăm că avem locuri de întâlnire între noi și cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, să păstrăm această bucurie a templului. Să găsim bucuria templului și să nu intre altcineva acolo în sufletul nostru sau în biserica noastră care să deranjeze rugăciunea noastră, viața noastră, spiritualitatea noastră. Și am să închei cu o povestioară, nu-i poveste, este o întâmplare din Polonia. Se zice că în timpul comunismului,
într-un cartier al Cracoviei se construia o biserică, dar comuniștii au interzis-o la un moment dat. Biserica se cheamă Nova Huta și oamenii de acolo le-a venit o idee năstrușnică. Au mers și fiecare a făcut câte un colet cu câte o cărămidă și au mers să o pună la poștă. Și fiecare a pus cărămizi la poștă. Când au văzut poștașii că aveau decărat mașini întregi de cărămidă, pur și simplu le-au dat voie să construiască biserica. Fapt este că oamenii din totdeauna au căutat toate variantele pentru ca să aibă o biserică. Ce bine că noi suntem încă aici într-o țară liberă, într-o țară în care putem să ne rugăm. Mă gândesc acum la Nigeria, mă gândesc la Siria, mă gândesc la Irak, unde bisericile lor în fiecare zi ori au foc, ori sunt distruse. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că noi avem posibilitatea și frumusețea de a ne ruga în templul lui Dumnezeu și să-i aducem preamărire pentru tot ceea ce primim noi. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iar acum ne mărturisim credința noastră, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. A pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, acum în timpul postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să-i cerem lui Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne, Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută-i pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vadă și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și rugăciune. Dăruiește-le tuturor credincioșilor harul de a asculta și de a împlini cu credință cuvântul Tău Mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Ascultă-ne!
dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor celor răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Împăcat fiind prin această jertfă, Te rugăm, Doamne, să ne dai harul ca după cum îți cerem să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, Te lăudăm zicând fără încetare.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care, pentru voi și pentru mulți, se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dar
dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai dat chezășia misterului ceresc și ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus. Te rugăm cu umilință ca ceea ce s-a săvârșit acum în noi în mod tainic să se împlinească și în faptele noastre, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu. Cârmește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Și acum câteva anunțuri. La biroul parohial se găsesc formulare pentru cei care doresc să ofere 2% din impozitul pe salariu pentru organizația ale bisericii. Sigur că aici, cred că se știe, deja este o tradiție veche, cei angajați doar pot să ofere această șansă. Tot la birou, Centrul Misionar Diecezan ne-a lăsat niște cutiuțe. Sunt niște cutiuțe simple, dar în care se pot face economii, impostul mare și apoi, la sfârșit, la Paște, dacă cineva poate să ofere o jertfă, o pomană pentru misiuni. Și un anunț pe care l-am mai făcut odată, dar fără a ști prea multe detalii. În perioada 13-28 iulie, parohia noastră organizează un pelerinaj, mai departe data aceasta, la Fatima și la Santiago de Compostela, cu locuri principale de vizitat și de rugați, dar pe lângă acestea sunt sigur și mergem pe urmele Sfintei Tereza cea Mare și a Sfântului Ignațiu de Loyola, de asemenea la Madrid și la Barcelona și la Saragossa și multe altele. Dacă cineva dorește să știe detalii, găsește la birou mai multe explicații. Așadar, în iulie, pelerinaj la Fatima și la Santiago de Compostela. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor o zi frumoasă de postul mare, dar și de duminică în același timp. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnule, să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.